Au băgat în ghiozdan ce preparate culinare au găsit acasă și au luat masa în aer liber la secția de împrumut pentru copii aflată în spațiul Bibliotecii Județene din Casa Pogani. Este vorba despre elevii de la Constantin Negreanu care astăzi, de Ziua Internațională a Picnicului, au desfășurat aici o serie de activități educative. În parteneriat cu Școala Constantin Negreanu, Biblioteca Județeană I.G. Bibicescu organizează o serie de activități culturale educative pe parcursul întregii verii. Iar cum astăzi a fost Ziua Internațională a Picnicului, elevii de la Constantin Negreanu au servit masa chiar în curtea secției de împrumut pentru copii, aflată în spațiul Bibliotecii Județene din Casa Pogani. Biblioteca Județeană are un parteneriat pe parcursul întregii veri cu Școala Constantin Negreanu, iar astăzi ne întâlnim cu elevii clasei a 6-a. Astăzi este Ziua Internațională a Picnicului și cei mici au venit aici la bibliotecă pentru că avem și un cadru adecvat și au luat masa la bibliotecă. Vom vorbi despre ce trebuie să faci la un picnic, cum trebuie să-l organizezi și de asemenea despre reguli în cadrul unui picnic, adică să nu facem focul în locuri nepermise, încât să, nu știu, să ia foc pădurea sau cadrul în care îl facem, să nu lăsăm în urma noastră gunoaie, cum să ne comportăm efectiv la picnic. Elevii de clasa 6 au fost încântați de această activitate interactivă și educativă în același timp. Preparatele culinare au fost aduse de acasă de către cei mici, dar mai mult de atât, aici au fost desfășurate mai multe activități. Au fost învățați despre modul de comportament pe care trebuie să-l adopte atunci când merg la un picnic. Să sărbătorim ziua picnicului aici în curte cu colegii mei. Am sărbătorit, ne-am adus fiecare mâncare ce am făcut acasă și da, este foarte frumoasă ziua de astăzi. Ne-am bucurat mult că am venit la bibliotecă și eu iubesc biblioteca asta, deci mă bucur că am venit astăzi de ziua picnicului pentru că este o zi și foarte frumoasă și pentru mine este minunată. Ce ați învățat în cadrul acestor activități? Păi am vorbit despre niște flori, am învățat multe, am citit despre poeții Mihai Eminescu, mai mulți poeți, am avut și un concurs. Noi acum încercăm să ne purtăm cât mai civilizat, să învățăm cum să ne purtăm. Astăzi am învățat cum să ne ducem într-un mediu, să nu ne purtăm copilărește sau nemator. Practic să păstrați toate măsurile de igienă. De igienă, da. Să ne spălăm pe mâini, să păstrăm măsurile de igienă, să nu ne comportăm urât. Astăzi am fost la muzeu și acolo chiar am învățat multe lucruri noi. La planetarium ne-a arătat multe planete și multe galaxii. Am învățat multe acolo la muzeu. Este o activitate de recomandat, nu numai pentru noi, ci pentru mai mulți copii. Școala gimnazială Constantin Negreanu are un parteneriat și cu Muzeul Regiunii Porților de Fier din Drobeta Turnu Severin, unde și aici elevii de clasa a 6-a s-au bucurat de o serie de activități. Aceștia au vizionat un film documentar având ca temă soarele.